sunt alături de o parte din colegii mei din Consiliul General al Municipiului București, domnul Cristian Olteanu, liderul grupului nostru, domnul Ciprian Ciucu, purtătorul de cuvânt al consilierilor, și domnul Cătălin Deaconescu, consilier general, fost prefect al Capitalei. Vrem să clarificăm poziția Partidului Național Liberal în legătură cu subiectele dezbătute ieri în Consiliul General și să tragem un semnal serios de alarmă în ceea ce privește decizia proastă de a determina intrarea în insolvența Aradet, care astăzi, iată, e foarte posibil să aibă un prim efect intrarea în insolvență a Elcen și de aici înainte se pot întâmpla foarte multe lucruri nedorite pentru bucureșteni. Înainte de a spune eu câteva cuvinte despre acest subiect și apoi a invita foarte pe scurt pe colegii mei să vă exprime punctul de vedere pe ieșirea din sală, pe problema construirii de locuințe printr-un SRL înființat de primărie și pe problema pierderii fondurilor europene, vreau să fac o precizare generală. Suntem foarte îngrijorați de felul în care doamna Firea ia decizii și înțelege să managerieze problemele Bucureștiului. După părerea mea, impresia pe care o avem este aceea că ne întoarcem cumva în timp în anii 90. În timp ce Clujul face festivalul Untold, doamna Firea interzice manifestările civice în Chiselef. În timp ce Timișoara câștigă titlul de capitală culturală europeană, în București ne ducem către blocaj și insolvență. Stimați colegi, începe un nou an universitar, ocazie cu care suntem obligați la anumite reflecții. În ceea ce mă privește, am participat ieri la deschiderea anului universitar la una dintre cele 6 facultăți ale Universității Politehnica Timișoara, respectiv Facultatea de Inginerie Hunedoara, unde sunt conferențiar universitar de mai bine de 15 ani. Am întreprins, stimați colegi, o cercetare sociologică în legătură cu apetența sporită, după cum se vede treaba, a elevilor pentru învățământul tehnic, fapt cu care ne confruntăm de dată recentă. Și am aflat următoarele date deloc îmbucurătoare, și anume 42% dintre studenții mei de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara spun că fac facultatea respectivă pentru că doresc să plece din țară, iar asta le oferă o șansă suplimentară să-și găsească un loc de muncă, nu neapărat în inginerie. Mulțumesc, domnule președinte. Declarația politică de astăzi a mea este aceeași piesă. Am asistat cu mare îngrijorare la ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat în ultima săptămână, prin transformarea unei anchete îndreptățită și firească privind omorul din culpa al unui om în mitingul la comandă împotriva Parlamentului, a aleșilor și împotriva statului de drept. Această regie duce din ce în ce mai mult către o tentativă de lovitură de stat, semănând foarte mult cu aceeași tentativă de lovitură de stat care a avut loc după evenimentul de la Clubul Colectiv, care a avut rolul răsturnării și înlocuirii guvernului ales democratic, guvernul Ponta, cu un guvern tehnocrat format, așa cum se spune pe surse, din ofițeri acoperiți, supuși unor interese străine și împotriva interesului național. Stimate colegi, stimați colegi, declarație politică. O misiune diplomatică a României în Republica Malta este o necesitate obiectivă. România și Republica Malta au avut în mod tradițional relații diplomatice excelente. România și Ordinul Suveran Militar de la Malta, la nivel delegație, au aniversat relativ recent peste 80 de ani de relații diplomatice. În ultimele două decenii, populația din România aflată în dificultate a putut beneficia de sprijinul acordat de ordin atât în timpul calamităților naturale, cât și prin programele specifice de asistență socială și medicală.
Republica Malta este membra a Uniunii Europene din anul 2004 și începând cu ianuarie 2017 va prelua președinția prin rotația Consiliului Uniunii Europene pentru 6 luni. De asemenea, următorul summit al Uniunii Europene, în format de 27 de state membre fără Marea Britanie, va avea loc în capitala Maltei, La Valetta, pe data de 3 februarie. Ați stabilit criteriile pe baza cărora vor fi aranjate listele pentru... Listele noastre nu sunt aranjate, sunt întocmite. E important să ne și atent la fiecare cuvânt. Criteriile am stabilit de mult. Azi doar am discutat despre un calendar. Le-am spus colegilor mei că până la sfârșitul săptămânii viitoare aștept jumătate dintre județe, le-am luat exact în ordine alfabetică, să vină să avem discuția finală pe liste. Dacă nu vor veni până la sfârșitul săptămânii viitoare, o să înțeleg că este un semnal către mine să le fac singur. Eu cred că vor veni toți. Cealaltă săptămână vor veni restul de județe, inclusiv București. În prima săptămână vor veni primele, cred că 20 de județe, dacă nu greșesc, plus diaspora, iar săptămâna următoare, celelalte 20 și București. Vă doriți ca foști președinți de consilii județene să apară pe aceste liste, să fie eventual cap de set. Foști președinți de consilii județene, lideri vechi din Partidul Social Democrat, să fie pe liste, să deschidă listele în anumite județe. Noi avem și președinți de consilii județene care nu sunt lideri vechi. Deci nu este o interdicție ca un președinte de Consiliu Județean sau primar să devină candidat. Este o decizie a organizației județene, deci este posibil să apară astfel de nume. Câte și care vor fi la ora asta nu știu. Când o să am discuția finală cu fiecare județ o să știm. Nu foarte mulți.